Bună ziua, dragii mei, bun venit! Eu sunt Mihai Vârtejaru, domn profesor vlog, episodul 7. Dacă vrei să stai strict pentru concurs, poți să derulezi la minutul, n-am idee la ce minut este pentru că n-am montat deocamdată videoclipul și o să vezi și noul concurs și câștigătorul concursului precedent. Să sperăm că o să mai avem astfel de concursuri. Acum, ca să intrăm direct în subiect, astea sunt bibliotecile mele. Mie îmi plac deosebit de mult cărțile, după câte v-ați dat seama. Și bibliotecile mele sunt după cum urmează. Asta este biblioteca de la atelier, de unde lucrez eu. Asta este biblioteca de sub televizor. Asta este biblioteca de deasupra patului meu, care s-ar putea să mă omoare la următorul cutremur căzând pe mine. O moarte deosebit de fericită din punctul meu de vedere. Asta este biblioteca din partea dreaptă, așa cum intră orice musafir la mine. Asta este biblioteca care îl întâmpină pe privitor atunci când intră la mine în sufragerie. Acum, în mod invariabil, majoritatea musafirilor care îmi intră în casă pun o anumită întrebare. Deosebit de des pun aceeași întrebare. Și anume... Le-ai citit pe toate? Le-ai citit pe toate? Le-ai citit tu pe toate? Le-ai citit pe toate? Le-ai citit pe toate? Chiar le-ai citit pe toate? 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 Și le-ai citit pe toate? Și ia zi, tu chiar le-ai citit pe toate? Mi-e să zici sincer, da? Nu. Nu am citit toate cărțile acestea. Ar fi fost inutil și ceva profund în neregulă cu mine să le fi citit pe toate. Și o să vă dau și motive pentru ce anume. De exemplu, unul dintre scritorii mei favoriți este Umberto Eco. Acest individ, Umberto Eco, a fost un bibliofil și un biblioman, doi termeni la care o să revenim pe parcursul altor episoade. Umberto Eco este autorul unor romane foarte, foarte mișto, precum Baudolino, precum Pendulul lui Foucault sau Numele Trandafirului. Este printre autorii mei preferați și adunase o grămadă și o grămadă de cărți. Acum, el avea cărți atât la birou, la universitate, de fapt la universități, pentru că preda în mai multe locuri, și în multele sale case, din Roma, din Milano și de unde Dumnezeu mă știu unde ar fi avut câte o vilă. Fiecare vilă era dotată, bineînțeles, cu câteva mii sau zeci de mii de volume și întotdeauna oaspeții lui, musafirii lui îl întrebau: maestre, chiar le-ați citit pe toate? Aceeași întrebare. Și întrebarea lui era, bineînțeles, invariabil: nu, astea sunt necitite, nici nu țin în casă astfel de cărți care au fost citite o singură dată. Cărțile pe care le-am citit sunt la universitate. Toate cărțile astea trebuie să le citesc până miercuri. Bun, am pregătit... Ca să înțelegeți de ce nu am citit eu toate aceste cărți pe care tocmai vi le-am prezentat, am pregătit 5 categorii de cărți. Ce 5, Dumnezeule? 10 categorii de cărți, pentru că sunt atât de multe. 16 categorii de cărți necitite, pentru că sunt atât de multe încât a trebuit să le pun pe fiecare în categoria ei. Să vedem care sunt. 1. Cărțile încă neterminate. Sunt cărți pe care am apucat să le citim, fie câteva pagini, fie câteva capitole, dar nu am apucat să le terminăm. O astfel de carte este pentru mine The History of Cannibalism, al lui Nathan Constantine, și am luat-o neavând ce să citesc pe metrou, de la Antic Ex Libris, de undeva din oraș. Am apucat să citesc câteva capitole și am lăsat-o pe vraful de cărți neterminate pe care îl am de citit până când îi va veni rândul pentru a fi terminată, atunci când o să am eu chef. 2. Cărțile încă necitite. Avem aici volumul 2 din Plutarh, Vieți paralele. Unele cărți trebuie cumpărate atunci când sunt găsite, pentru că nu se mai găsesc sau se vând deosebit de bine și se prea poate să nu ne mai găsim. De exemplu, Viețile paralele ale lui Plutarh, deocamdată le-am în primele două volume, trebuie să strâng și celelalte 3 volume, pentru că au apărut undeva pe vremea Ceaușescu într-o serie de 5 volume, care acum nu se mai găsesc. Posibil să nu fi avut timp, posibil să nu fi avut chef de această carte. Este fascinantă. Istoricul roman Plutarh povestește viețile unor oameni celebri, alăturându-le una față de cealaltă și discutând virtuțile fiecărui om și fiecărei personalități istorice, punându-l în valoare prin prisma celuilalt, din câte am înțeles eu, pentru că nu prea putem să vorbim despre cărțile
încă necitite decât după ce le-am parcurs. Cam despre asta am înțeles eu că este vorba, dar este o lectură fascinantă pe care abia aștept să pun mâna, însă numai atunci când voi găsi și celelalte volume. Posibil să am eu păsărica la cap și să nu-mi permită să citesc decât ceea ce am deja și nu aș lăsa o lectură neterminată doar pentru că am primele volume din serie. 3. Duplicatele. Există cărți pe care le mai avem încă o dată. De exemplu, Philip Roth, Complexul lui Portnoy, îl am de două ori. Dacă ar fi să fiu întrebat dacă am citit această carte, aș răspunde că da, am citit-o. Am citit-o de două ori, pentru că mi-a plăcut. A fost foarte funny și foarte bine scrisă din punctul meu de vedere. Dacă cineva m-ar întreba dacă am citit această carte, tot Philip Roth, tot Complexul lui Portnoy, aș spune că nu. Această carte nu a fost citită. Dacă eu aș avea un raft întreg de cărți, majoritatea citite împreună cu astea două și cineva m-ar întreba, le-ai citit pe toate? Chiar dacă eu am citit raftul ăla aproape în întregime, dar nu am citit cartea asta, eu aș minți, aș fi un mincinos. Și după cum știți, mie îmi place să spun adevărul și să nu comit astfel de minciuni. De ce am două volume? Câteodată uit că am luat o carte și vreau să mi-o cumpăr, neștiind că este undeva rămasă necitită. În alte cazuri am, de exemplu, un volum ceva mai prost pe hârtie ceva mai proastă și vreau să-mi iau un volum pe hârtie ceva mai bună. Dacă o să găsesc vreodată un astfel de complex al Portnoy pe hârtie mai bună și cu sud și cu hardcover, cred că o să-l iau și pe ăla, pentru că sunt bolnav cu căpuțul. 4. Cărțile rare. Avem aici o carte care nu mă interesează câtuși de puțin din punct de vedere al conținutului, care se numește Două forțe în luptă. Este un roman scris de Elena Bacaloglu, însă este o carte rară, cel puțin pentru mine. Am găsit-o la anticariat. Este, în primul rând, este frumos legată și are pe copertă monograma reginei Elisabeta. Cum pe mine mă pasionează cărțile vechi, cumpăr și cărți doar pentru legătura lor. Mă interesează din punct de vedere profesional, pentru că cu asta mă ocup, să găsesc cărți pe care să le studiez din punct de vedere estetic, din punct de vedere istoric al obiectului extern, a ceea ce reprezintă acea carte ca obiect. Nu mă interesează câtuși de puțin acest roman, posibil să-l citesc la un moment dat, dar nu mă interesează. Mă interesează felul în care a fost legată, mă interesează scrisul și mă interesează mai ales monograma. Această carte a făcut parte din colecția personală a reginei Elisabeta a României. Și pe mine asta m-a interesat în primul rând. Este necitită, este pusă doar în raft, de asta nu am citit-o și de asta totuși o am. Cărțile dăruite sunt o altă categorie pe care o putem discuta. Nu întotdeauna oamenii care ne dăruiesc cărți ne cunosc foarte bine. Nu întotdeauna cărțile pe care le primim de la acești oameni sunt cele potrivite și nu primim întotdeauna cărți care sunt scrise într-o limbă pe care noi o înțelegem. Un astfel de exemplu este o carte primită de la un prieten din Portugalia, mi se pare. Da? Se numește El Necronomicon, Conjuros, Encantamientos, Exorcismos y Formule. Este o carte dedicată unui soi de magie contemporană. Este legată în pluș, foarte frumos făcută, însă nu cunosc atât de mult spaniol încât să pot pătrunde un astfel de volum care este, apropo, fantasist. Este legat de prozele lui H.P. Lovecraft. Este o carte care nu a existat niciodată, dar care a fost inventată și rescrisă de un individ sau o conjurație întreagă de indivizi. Și asta este traducerea în spaniolă. De moment ce am citit traducerea în engleză sau varianta originală în engleză, îmi este complet inutil să citesc o carte în spaniolă, fiind traducerea directă a primei cărți pe care deja am citit-o, doar pentru că mi-a fost dăruită de către un prieten drag. O apreciez, o am ca obiect, o prețuiesc, dar nu o voi citi. 6. Cărțile moștenite. Este posibil să avem în bibliotecă cărți de la mama, de la tata, de la bunici, pe care se prea poate să nu le citim niciodată, pentru că au avut meserii diferite de interesele noastre sau chiar interese de lectură foarte diferite de ceea ce avem noi ca interese. Culegere de texte literare pentru clasele 5-8 este o carte care a aparținut mamei mele, care, sincer să fiu,
nu mă interesează. A avut foarte multe romane de dragoste sau istorice, care pe mine nu mă interesează, foarte multe culegeri de texte, din nou, nu mă interesează. Deocamdată le păstrez pentru că au o valoare sentimentală. Au aparținut mamei mele, alte cărți au aparținut bunicii mele, alte cărți au aparținut tatălui meu. Deocamdată le păstrez, cele care îmi sunt utile în continuare le folosesc, pentru că unele îmi sunt utile, pe unele chiar le-am citit. Și majoritatea care nu țin de interesele mele, din păcate, vor fi dosite undeva în bibliotecă, lăsate la păstrare și or să fie donate, cine știe, poate unor categorii defavorizate de copii sau de bătrâni care ar avea nevoie de ele. 7. Albumele. Albumele nu se citesc pentru că se parcurg. Un astfel de album este un album heraldic, o carte despre steaguri, despre steme și despre tot felul de lucruri din acestea. Știința și arta heraldică în România de Dan Cernovodeanu. Este o carte de referință în heraldica românească, un subdomeniu al istoriei sau o știință auxiliară a istoriei care mă pasionează pe mine. Este pur și simplu plină de blazoane, plină de reprezentări ale stemelor și trebuie să fie consultată. Eu atunci când am nevoie de o informație legată de o stemă sau de un blazon, cercetez o astfel de carte sau o carte similară care conține numai și numai blazoane. Există într-adevăr o parte scrisă, însă acea parte scrisă nu trebuie parcursă ca o lectură de-al capul al fine, de la cap la coadă. Este pur și simplu o lectură auxiliară, partea principală fiind imaginile, pentru că asta ne interesează la un album. Din nou, dacă avem un album de artă, n-am mai scos un album de artă ca să vă arăt, dar am și din alea, sau un album de colecții, de antichități, ne interesează mai degrabă informația pictorială, informația imagistică și abia apoi informația scrisă. Niciodată nu să ne uităm la un album și să-l citim de la început la sfârșit și să citim numele tablourilor și așa mai departe. Mai întâi o să vedem imaginile, o să le savurăm, o să deprindem stilul artistului respectiv și abia apoi, dacă ne interesează detalii despre viața sa și despre opera sa, o să citim și textul. Dar albumele heraldice, albumele de artă, albumele de antichități sau catalogele de antichități nu au fost citite de mine, doar consultate. Numărul 8. Atlasele. Nu am citit acest atlas botanic. Recunosc, sunt un nemernic și un dobitoc pentru că nu am de ce să citesc toate încrengăturile de plante și de ciuperci și așa mai departe. Din nou, atlasul trebuie consultat, nu trebuie citit de la cap la coadă, nu ne este folositor și nu reținem absolut nimic. Decât dacă suntem un fel de campion al memoriei care reține absolut tot ce citește și are o memorie fotografică, atunci posibil că da. Însă Atlasul este una dintre acele cărți care trebuiesc poate avute în casă. Dacă nu avem acces, de exemplu, la internet și ne interesează o informație, suntem incapabili să intrăm pe Google și să căutăm, putem să căutăm într-un astfel de atlas. De multe ori este mult mai util decât internetul și mai este o categorie de astfel de atlase, se numesc determinatoare. Determinatoarele sunt folosite pentru plante, pentru a identifica speciile după anumite caracteristici. De exemplu, sunt listate plantele care au flori roșii sau plantele care au rădăcina sub formă de rizom. Lucrurile astea nu se găsesc cu atât de mare ușurință pe net și altele sunt pur și simplu determinatoare care listează denumirile populare ale unor plante pe care le putem găsi în literatura de specialitate și din nou se prea poate să nu le găsim pe Google. 9. Enciclopediile și lexicoanele. Avem aici din istoria și arta cărții un lexicon de Virgil Olteanu. Acestea sunt menite să ne ofere explicații pentru termeni în ordine alfabetică, lămuriri, trimiteri și explicații. De foarte multe ori lucrurile acestea nu se găsesc pe net pentru că sunt de nișă. Cartea asta, de exemplu, este legată numai de tipografie, de legăturie și de lumea cărții, cu termeni care nu se prea găsesc pe net și nu sunt incluși posibil în Dex. Foarte rar există o astfel de instanță, însă este utilă și o astfel de carte. Era util în special înainte de popularizarea internetului și motoarelor de căutare, deci în ultimii ani s-au schimbat deosebit de mult, însă astfel de cărți erau un material de lucru deosebit de bun pentru specialiști, pentru istorici, pentru academici și așa mai departe. 10. Dicționare. Avem aici
Gwyn's Latin, dicționarele de cuvinte pentru anumite limbi, în special limbile mai exotice. Pentru mine, de exemplu, au fost pasiuni latina, greaca, ebraica, siriaca, araba, etiopiana, swahili, de ce nu? M-au interesat subiectele astea și de multe ori nu găsesc ce mă interesează pe mine pe internet, așa că am strâns și ceva dicționare. Înainte dicționarele erau mult mai des folosite pentru că atunci când învățai o limbă puteai să te duci imediat la cuvântul respectiv și să cauți, să le echivalezi în textul tău. Acum internetul și Google Translate au făcut mult mai ușor accesibile aceste informații, însă până și acum traducerile de pe Google Translate sunt destul de proaste, așa că trebuie să aproximăm sau să mergem la cărți, cum ar fi asta, și să vedem care este semnificația exactă a unui cuvânt, să deducem din context cum a fost folosit, în ce fel, și să-l ținem minte pentru referințe viitoare. Revistele. O să râdeți, dar revistele de specialitate sunt ceva de colecționat, cel puțin pentru mine, și aici nu mă refer la Playboy și nu mă refer la pisicuțele, mă refer la periodicele de istorie, cel puțin pentru mine. Avem aici acest cărțoi care de fapt este o revistă, se numește Acta Musei Napocensis pe anii 1987-1988. Nu am citit toată cartea asta pentru că nu este menită să fie citită, este menită să fie citită selectiv. Atunci când avem nevoie de ceva, atunci când avem nevoie de o referință critică, putem să căutăm în aceste periodice, eu vreau să fac toată colecția, am deja un raft întreg, și să căutăm ce anume ne interesează pe noi, pentru că ele conțin o sumedenie de articole de la o sumedenie de autori pe o multitudine de subiecte. Și ca să vă dau un exemplu, singurul articol care m-a interesat pe mine din această mare carte, care are 1223 de pagini de copaci morți, este un articol despre contribuțiile la bibliografia românească veche, două tipărituri sibiene, de Paul Păltănea. Atât. Este un articol din toată această carte. Ele nu se află pe net, nu le pot accesa, nu pot decât să mă duc la bibliotecă, să cer colecția rând pe rând și după aia să verific dacă este ceva ce mă interesează pe mine. Am preferat să dau 10 lei pe volum de pe ocazie, să-mi fac toată colecția și să mă folosesc de ea atunci când vreau eu. Însă, dacă mă întrebi dacă am citit toată cartea asta, nu. Și nici nu am de ce. Manualele. Manualele sunt făcute să fie parcurse, citite de către elevi, de către student. Avem aici un manual de limbă arabă, pentru că m-a pasionat și limba arabă, pe care nu am citit-o din scoarță în scoarță, pe care nu l-am citit din scoarță în scoarță, pentru că nu am de ce. Bazele alfabetului arab, bazele fonologiei arabe, am deprins-o de pe YouTube, m-am ajutat bineînțeles și de forme scrise, însă pentru învățarea unei astfel de limbi este necesar și parcurgerea unui astfel de manual. Eu deocamdată nu am făcut-o pentru că nu am timp destul ca să aprofundez și limba arabă la nivelul la care eu aș dori. 13. Cărțile de referință. Sunt acele cărți pe care, la fel, nu trebuie neapărat să le citim din scoarță în scoarță, trebuie doar să le verificăm sau să verificăm sursele unui studiu al nostru strict pentru ce ne trebuie. Avem aici documentele privind istoria României pentru veacul al XVI-lea, Moldova, între anii 1551 și 1570, undeva mai sus. Sunt trei rafturi numai cu seria asta de cărți, pe care la un moment dat o să mi le îmbrac în piele. Deocamdată nu pot face lucrul ăsta pentru că nu le-am pe toate. Trebuie să strâng toată colecția și nimeni nu știe care este colecția completă, pentru că nu toată lumea are aceste cărți, nici măcar instituțiile. Atât de handicapat sunt. Pe mine mă pasionează istoria și dacă am descris un articol sau dacă am de făcut o documentare despre subiectul ăsta, atunci cartea asta o să-mi fie deosebit de utilă. Nu mă interesează să trec prin ea, nu am citit-o, nu o să o citesc cel mai probabil, însă dacă am nevoie de fapte sau de nume sau de documente din Moldova începutului de veac 16, știu unde să mă duc. Și dacă am nevoie de documente din Moldova veacului 15, știu că este volumul chiar de lângă ea. Și așa mai departe, și așa mai departe.
14. Cărțile din alte limbi. După cum ați văzut la acel Necronomicon în spaniolă, pe care nu sunt dispus să-l citesc, există cărți care ne trebuie dacă facem studii de specialitate, cărți în, poate în limbi moarte sau poate în limbi pe care nu le stăpânim atât de bine, dar care sunt necesare pentru a verifica un text, în special cu un dicționar sau cu o aplicație de tradus. Avem aici un mic Tanakh, este o carte în ebraică și anume o versiune a Bibliei ebraice care conține Tora, Ketuvim și Nabim, adică primele cărți ale Vechiului Testament, adică Tora, cele cinci cărți ale Pentateuhului, Nabim, adică profeții, și Ketuvim, cărțile sapiențiale. Nu am citit niciodată această carte pentru că este destul să citești Biblia în limba română, nu Biblia în limba ebraică. Însă, dacă ai nevoie de un cuvânt, dacă ai nevoie de o transliterație, o astfel de carte este foarte utilă, în special dacă nu ai acces la internet. 15. Necărțile, adică absolut tot ce seamănă cu o carte, dar nu este de fapt o carte. Am câteva agende din astea pe care le-am scris când eram elev, când eram student, când eram profesor, în care mi-am notat o fel de porcării de care am nevoie, poate sau nu. Poate albume foto care arată ca niște cărți, poate niște cărți false în care ascund tot felul de dubioșenii. Dar ăsta este unul dintre exemple pe care toată lumea s-ar putea să-l aibă. Fie o agendă de telefon, fie un jurnal personal, așa cum o să vedem, poate o să fie la concurs, fie absolut orice altceva care nu este o carte propriu-zisă. Dacă nu este o carte propriu-zisă, nu ai cum să o citești. Și dacă zici că le-ai citit pe toate, o să minți! Și bineînțeles, ultima categorie, și anume cărțile. V-ați prins? Mă rog. Dragii mei, ăsta a fost episodul de săptămâna asta. Concursul nostru continuă. Să vedem cine a câștigat concursul de săptămâna trecută. Am avut câteva share-uri de la persoane care nu doresc premiile și o să vedem în videoclip un astfel de exemplu. Și dacă nu doriți cărțile puse la bătaie, dar totuși vreți să dați un share, este super ok și apreciez tot ajutorul. Să vedem cine a câștigat. Bun, introducem numele celor care au dat share în Wheel of Names. Îi dăm click ca să facă tr-tr-tr-tr-tr și pic la domnul Nemes Constantin, care este un colecționar foarte mișto, însă care a refuzat premiu pentru că consideră că are destule cărți și merită să meargă la altcineva acestea. Și Vali Greculescu este persoana câștigătoare. N-am idee dacă este Valentina sau Valentin. Iar săptămâna asta o să avem din nou concurs. Premiul pus la bătaie ar fi următorul pachet de cărți. Avem Eliade și Culianu, Dicționar al Religiilor, Dincolo de Bine și Rău de Friedrich Nietzsche, Tratatul despre obiceiurile și ceremoniile și în familia turcilor, Mitoș Micleușanu cu Casa Poporului și Dan C. Mihăilescu cu Castelul, Biblioteca și Închisoarea. Sau la alegere un astfel de jurnal îmbrăcat în piele veritabilă, marochin, provenit din Levant, foi gălbui puțin mai groase, contracoperți de hârtie marmorată și un model în auriu imprimat. Poate să fie făcut cadou sau poate să fie păstrat de către cel sau cea care dă share pentru a ajuta canalul acesta. Mulțumesc pentru atenție, spălați-vă pe mâini, vă pup!